Eu din numele facțiune platforma, da, vin cu un anunț succint. După consultările cu mai multe organizații de fermieri, în baza demersurilor din partea dumnealor, noi înregistrăm azi un proiect de lege foarte important pentru agricultorii. Modificarea legii 276 din 2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediul rural. Este legea la care eu sunt unul din coautori, cândva când am lucrat în cadrul Uniunii Agroprotectorului. Lege foarte bună, importantă, și noi atunci când discutam despre predictibilitatea, am insistat de mai multe ori ca pentru subvenționarea agriculturii să fie alocată o cotă specială, fixă, raportată la cheltuielile bugetare. Atunci n-am reușit să convingem Ministerul Agriculturii referitor la cota raportată la cheltuieli, dar cel puțin a fost introdusă cota de 2%, adică că cel puțin 2% din veniturile bugetare anual se alocă pentru subvenționarea agricultorii. A trecut 2 ani, nu știu din care considerente, dar guvernarea a scos, a eliminat acest punct din legea. Și noi am văzut evoluția, sau mai bine zis, involuția fondului de subvenționare în perioada 2016-2019. Timp de 3 ani, fondul de subvenționare a rămas constant, 900 de milioane, nu s-a majorat și în 2020 noi am ajuns în situația în care practic agricultorii încep anul agricol cu puțin peste 200 de milioane lei, de facto. Restul, cei ce țin de nemijlocit subvențiile pentru agricultura. Restul sunt datoriile pentru anul trecut, niște alte linii de finanțare importante, desigur, start-up-uri, dezvoltare rurală, dar agricultura nemijlocit rămâne cu sprijinul de 208 milioane lei. Reieșind din toate aceste momente, ținând cont că Republica Moldova are pârghii limitate de a sprijini fermierii, ele ca atare sunt 5 în lume. Bariere tarifare, bariere netarifare, facilități fiscale, politică de intervenție și subvenționare. Iată primele 4, noi cam, mai ales primele 3, noi suntem foarte limitați. După ce am aderat la OMC, nereușit. Avem probleme cu susținerea tarifară, netarifară, facilități fiscale, deoarece imediat apar conflicte cu celelalte țări, că este necesar de asigurat egalitatea tuturor și importatorilor și producătorilor autohtoni. Și văd cât de greu merg proiectele noastre pe acest domeniu, cu achizițiile publice, cu susținerea producătorilor autohton, chiar primii care se opun sunt socialiști. Dar subvenționarea este măsura admisă în cadrul tuturor mecanismelor internaționale și toată lumea, toată Europa merge timp de 50 de ani cu politica agricolă care prevede niște subvenții substanțiale pentru agricultori. Reieșind din aceste circumstanțele, noi propunem o modificare foarte importantă la legea cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediul rural, mai concret la articolul 18 alineatul 2, și solicităm predictibilitatea și majorarea subvenționării. Astfel propunem că alocațiile anuale pentru Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediul Rural să fie prevăzute în bugetul de stat la cota de numai puțin 3% din cheltuielile aprobate ale bugetului de stat. Această cota, dacă să fie mai așa, mai pe înțeles, dacă ar exista asemenea cota la moment, fondul de subvenționare trebuia să fie numai puțin de 1 miliard 560 de milioane, ținând cont de faptul că chiar aproape 1 miliard 600 de milioane, ținând cont de faptul că noi avem cheltuielile bugetare peste 53 de miliarde pentru 2020.
20. Repet încă o dată, este foarte important pentru agricultori să fie această predictibilitate. Și anume un procent la capitolul cheltuielilor, nu la venituri, dar la capitolul cheltuielilor, deoarece cheltuielile de regulă sunt mai mari decât venituri. Asemenea, practică există și în alte țări, inclusiv în România, și toți fermierii solicită acest sprijin, toți fermierii sunt foarte nemulțumiți de mărimea fondului de subvenționare și consideră că este o atitudine neglijentă din partea guvernării, atât guvernării Filip Plahotniuc, cât și guvernării actuale, deoarece fondul de subvenționare a fost majorat doar cu 50 de milioane, are acum 1 miliard de lei, dintre care v-am spus care este aritmetica, agricultorii rămân în aceste condiții destul de dificile climatice, doar cu sprijinul de peste 200 de milioane. Am analizat foarte bine, ne-am consultat, azi, imediat după acest briefing, voi înregistra acest proiect de lege și sper foarte mult că va fi susținut de toți deputați, mai ales că îi spun că sunt pentru fermieri, agricultori. Nu vorbim despre efect imediat, proiectul va intra în vigoare începând cu anul bugetar 2021. Adică mai există, mai avem timp pentru planificare strategică, nu doar la acest capitol, dar și la celelalte măsuri de susținere fermierilor. Asta ceea ce am vrut să vă spun despre acest proiect. Sunt gata să răspund la întrebări dacă sunt. Agricultura nu vă interesează. Ședința a fost de 10 minute, vă spun sincer, eu nu prea am înțeles de unde vine atâta grabă. Mâine se convoacă ședința plenară, la orele 10, subită, sub motivul că noi vineri n-am realizat ordinea de zi, mai rămas încă 6 sau 7 subiecte. Nu pot afirma că aceste subiecte sunt de importanță vitală pentru Republica Moldova. Posibil pentru noua coaliție PD-PSRM, repartizarea comisiilor permanente, care este unul din subiecte, prezintă ceva un interes major, deoarece ei nu pot controla la moment plenar comisia juridică și cu scârță controlează comisia economică, de atâta vor să mute, să elimine pe persoanele care nu sunt de acord cu dânsii, văd că deoarece comisia economică au mută pe Groza, Ion, nici nu l-a întrebat pe dânsul. Poate așa, cu mare rezervă, eu pot să spun că asta este motivul, deși, iarăși, nu înțeleg de ce nu răbda acest lucru 2 zile, mai ales că azi au fost stricate planuri la mai mulți deputați, noi lunii, pentru noi sfânt ziua în teritoriu și mâine ca atare este o zi când noi suntem mai flexibili și ne întâlnim cu cetățenii. Dar, iată, mâine suntem nevoiți să venim la ședință la 10, la întrebările noastre, dacă putem să ne așteptăm la alte surprize, să schimbă structura guvernului sau vine procurorul general. Eu vă spun sincer, n-am înțeles de unde această grabă. Ședința a durat 10 minute. Cel mai tare a fost afectat colegul nostru Igor Munteanu, care pentru mâine ar fi planificat la orele 10 raportul Curții de Conturi cu toți șefii comisiilor parlamentare permanente și jumătate din componența guvernului. Acum, în mod urgent, este nevoit să amâne această ședință. Dar, vă spun sincer, aceasta este situația, devine tot mai sufocantă în acest parlament, netransparentă, se propune una, se face alta, adică propunerele nu sunt mai puțin argumentate. Asta e. Puteți să comparați două moduri de guvernare. Una când noi am fost în minoritate, dar am condus guvernul și care era atmosfera în Parlament și acum vedeți ce se întâmplă în relațiile este între PD-PSRM. Avem mai mult așa un stil bizantic, aziatic de conducere a Parlamentului și nu doar a Parlamentului. Eu repet încă o dată, noi am intrat în faza imprevizibilității în acest parlament. Noi și mâine
Lesne, doamna președinte, poate să propună în ordine de zi un subiect care nici nu a fost discutat la birou. Nu știu, despre schimbarea structurii guvernului, de exemplu. Că asta e, dacă totul e bine la dânsii și ei se grăbesc, conform legii cu privire la guvern, prim-ministrul vine cu modificarea componenței guvernului către Parlament. Și iată mâine, cu 10 minute înainte, noi putem să aflăm despre acest lucru. Nu neapărat să așteptăm joi-vineri. Sau alt subiect, s-a zvonit intens că poate să vină procurorul mâine. Nu știu, vedem mâine. Se ceară ridicarea imunității. Sunt mai mulți deputați care merită acest lucru, din punctul meu de vedere. N-ați auzit niciun nume așa pe... Nu, eu nume n-am auzit, nu comunic cu procuratura, dar despre dosarele penale legate de furtul miliardului, s-a vorbit despre dosarul cu coruperea deputaților, mai este dosar despre Casa Presei, noi cunoaștem cine vizat acolo. Calculele mele arată că minimum 3 deputați care foști colegi de la Partidul Democrat merită să fie ridicată imunitatea. Dar, iarăși, noi ce lucru care cel mai mult pe mine mă deranjează, că noi am intrat în zona asta, în stilul asiatic de conducere a țării. Iată, Dodon face, e exemplu de la Federația Rusă și în Parlamentul cam tot același ceața, întunericul, așa, nimeni nu știe, merg prin culoare, toți vorbesc, se șoptesc între dânșii. Decizia aflăm la ultima sută de metri. Nu este bine acest lucru și datoria opoziției să nu transformăm noi Parlamentul într-un organ asiatic de conducere a țării, dar să păstrăm flacăra europeană aici și să cerem transparență. O zi cât mai frumoasă!